chiar și mie m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Bine ne găsim. Ne vedem. Tema pentru acasă, clasa a doua și vorba de astăzi în 2, da? 2-a 11-a 2017. Mario, fără... Nu știu. Ai avut tachetă să faci câteva exerciții? Da. Da, te rog să mergi. 3 exerciții. 1. 789 ori. Le-ai făcut, ai și posibilitatea să te controlezi. Noi am discutat asta, da. Nu? Făcut printr-o metodă și prin cealaltă. Da. Avem posibilitatea să ne controlăm. Și când nu iese, trebuie să descoperi greșeala. Asta e toată filozofia în ceea ce ne propunem noi. Acum, trebuie să și scrim corect și să scrim și frumos. Ținem cont de aceste lucruri. Așa pornim de la treabă. Mai facem un exercițiu de asta, 1, 2 și până mai facem și câteva probleme, da? Uh-huh. Să zicem 497 ori 37. Ori 37. 497 ori 37. Este egal cu... încep să-mi povestești tu cum îți propui desfășurat mai întâi. Mai întâi desfășurat... Așa. Scriem 437... 497... 497... Așa. Ori... Ori, în paranteză... Da. 40... Așa. Minus 3. Ai optat pentru varianta asta, fiindcă 37 se apropie foarte mult de 40. De 40. Mai mult decât ar fi, să spunem, față de 35. Deci, la 40 față de... Și 35 se apropie de 40. Și 35 se apropie de 40. Da. Dacă ar fost 33 sau 34, ai fi scris 30 plus 3 sau 4, nu? Că știi tu, prin aproximare, prin adaun sau prin lipsă. Da. E bine. Acum, aici cum îți propui să facem? Deci, acum... 4.970 plus încă dată 4.970 de 4 ori. De 4 ori. Deci 4.970 plus 4.970 plus 4.970 plus 4.970 pentru că e de 4 ori câte 10, da? Și tu zici cu 10 o știi și atunci ai scris în felul ăsta. Și mai minus, minus, da. Scriem într-un colț. Da. 497 plus 497 de 3 ori. Așa, dar și rezultatul... Hai să punem într-o paranteză. Deci minus 497 plus 497, da, că e de 3 ori. Plus 497, bine așa? Deci minus într-o paranteză suma ăstor 3. Ca să înțelegem bine. Bun. Și acum, hai să vedem cât ne dă aici. Egal cu? Egal cu? 21. Deci, deocamdată... 1 și 2. La unități. Da, 21 reține. Nu, dar la unități avem 0, nu? Unități? Nu, no, eu făceam la surplus. A, la surplusul de acolo? Da. Hai să luăm în ordine, vezi că trebuie să facem adunarea asta. Bine. Deci noi luăm de la capăt și facem toată povestea asta. Da. Deci noi la unități cât vine? Cred că putem face zero. Zero la unități. Apoi. La 10. Cât avem la 10? Păi, 4, 7 de 4 ori. Așa, 7 de 4 ori. 28. 28. 8 scriem și 2 reținem. 2 reținem. Punem așa într-un colț pe 2. Apoi, dar de 9 de câte ori avem? 9 de 4 ori. Ia. 4, 9. 36. Și cu 2 ăsta? 36 cu 2, 38. 38. 8 și ștergem pe 2. Sau avem pe 2 și scriem 3. Așa. Și 4 cu 4 cu 4, 4 cu 4 ori 4. Așa. 4 de 4 ori.
Egal 12. 4 de 4 ori am mai văzut. Nu, 16. Ai 16? De 3 ori ai făcut 12. Da. 16 și cu 3? 16 și cu 3, 17. 16 și cu 3? 19. Așa, multe grijă. Că eu să știi că de acum scriu la prima strigare a ta, scriu. Nu mai te întrebi sigur sau știu eu, scriu la prima strigare. Deci aici punem 19, da? Bun, minus acum și să facem și adunarea restora. Hai să o facem tot așa, direct. De câte ori 7 este acolo? 7 de 3 ori. Adică? 21. 1 la unități și 2 păstră. Îl ținem de, scriem de desubt la 1. Așa. Sau îl ținem de sub. Undeva. Sub 1. Sub 1. Apoi, 9 de 3 ori. Adică? 9 de 3 ori, 27. Și cu 2 ori. 29. Scriem 2 și ne scriem încă o dată 2. Da. 4, 4, 4, 12. Și cu 2, 14. Așa, 14. Și este egal acum cu, ia să vedem, să facem și scăderea. O, 0 minus 1 nu se poate, ne împrumutăm, scriem 9. Corect. Ne împrumutăm. Așa. 9 minus 10, 1 și cu 7, 8. Așa. Că ne, că ne-am împrumutat aici, da. Ne-am împrumutat aici și zis 10 minus 9, da. 1 și cu 7 care rămăsese, 8. Da, 8. Bun. Mai departe. 7 minus 4, da. 3. 7 minus 4, 3, corect. Iar 9 minus 1, 8. 8. 8. Și 1 rămâne singur. 1 rămâne. Și cât a dat? Iată ca rezultat? 18.389. Așa, 18.389. Aici aș mai punta un lucru. În loc să scriu de 4 ori, 4.970 plus 4 lei, puteam să scrie și așa, a, 4 ori, 4 ori, 4.970. Puteți să scrieți 14.910, plus încă dată 14.100. De ce 14? Stai că n-am înțeles de ce 14.000. 14.000 au fost ăștia adunați de 3 ori. Da. Dar eu am spus că în loc de 4.970 plus 4.970, care se repete de 4 ori, scriu aici 4 ori 4.970. Da. Da? Și minus, în loc să scriu cu ăștia de 3 ori, scriu 3 de ardei, 3 înmulțit, cu 497. Adică evit scrierea asta lungă. Da? Deci eu ți-am arătat acum o altă variantă de scriere. 4 ori 4.970 minus 3 ori 497. Și am făcut de 4 ori câte 4.970, ne-au dat 19.000, scriu încă o dată, 19.880, scăzut 1.491 și rezultatul am și făcut 18.389. Ce înțeles tu când am scris a doua oară? Ce am vrut eu să punctez prin varianta asta de scriere, să văd? Așa. Deci ce am vrut eu să puntez? Ești acum încă etapa când scrii. Ia uite ce știu că ai țelul tău. Și din caițelul tău, vezi? Adică să te uiți așa la tablă și să uite din caițelul tău, că nu ai deja scris. Ia uite așa. Da? Ai deja scris, n-are rost. Ca să înțelegi că în loc de scrierea asta repetată a lui 4.970, am zis 4 ori 4.970. Deci am evitat scrierea asta lungă prin, și-am concentrat-o în scrierea 4 ori. De 4 ori cât de 4.970. Și aici de 3 ori cât de 497. Deci am vrut să-ți arăt o modalitate de scriere mai concentrată. Că dacă ar fi fost de 7 ori, adică mă zic cu 70 aici, oh, oh, scriu de 7 ori? Nu. Zic 7 ori. Da? Deci de câte ori îmi spune aici, câte 10 sunt aici,
Aici a fost 4. De ce am zis 4 ori? De 4 ori. Dacă ar fost 70, ziceam 7 ori rezultatul acela. Bun. Acum să facem o viteză maximă și să vedem dacă obținem același rezultat, adică luăm de 400 de vorbe și de 97. 497 ori, da. 37. Ori 37. 77, 49, 9 și 4 rețin. Așa. 7 ori 9, 63 și cu 4, da. 67. 67. Tăiem 4 și scriem 6. Da. Iar 7 ori 4, face? 28 și cu 6. 28 și cu 6, 34. 34. Acum, 3 ori 7. Scriem 0 sub 9. Așa, că am trecut la 10. Da. Corect. 3 ori 7, 21. Așa. Și 2 reținem. Da. 3 ori 9, 27. Așa, și cu 2 ori. 37 și cu 2. 3 ori 9, 27. 27. 27 și cu 2, 29. 9 și 2 ori reținem. Iar reținem 2. Iar 3 ori 4. Așa. 3 ori 4, 12. 12 și cu 2, 14. 14. Tragem linișoară, da? Tragem linișoară din nou. Și avem 9. Avem 9. Da. 8. 8. 3. 3. Și 1 reținem. Da. 7 și cu 1, 8. Așa. Și 1. 1. Dacă 18 și 389, ce bură suntem. Vezi? Deodată avem așa o stare de bine, că și pe o cale și pe cealaltă, așa dacă am făcut numai în felul ăsta, nu știam dacă nu cumva am greșit. Dacă am făcut numai în forma asta, nu știam că am fi greșit. Da. Dar așa când îl faci prin două modalități, da, trebuie să-ți dai același rezultat. Dacă nu-ți dă undeva, ai greșit. Și ce frumos este că trebuie să descoperi și greșeala. Dacă nu dă acolo, nu știu cât e de frumos. Nu, e foarte interesant. Eu sunt foarte încântat de tehnica asta, pentru că am control. Nu trebuie să supăr deloc, ci sunt doar, e foarte bine. Alte ieșițiu. Hai să spunem așa. 589 ori 78. Ori 78. No, hai să zicem o 73. Hai să facem o 73 de data asta. O 73, o 78, 73. Scriem 589 ori în paranteză. Exact. 70 plus 3. Închidem paranteza. 70 plus 3. Foarte bine, te-ai orientat. 73 înseamnă... Scriem egal sub egal. Da. Putem continua și mai departe, dacă ai spațiu. E cam mai departe. Nu scrie de fruct. Așa îți place ție? Da. Mi-e prima dată. Da, eu scriu înainte. Da. Am spațiu. Da, aveai spațiu. Sigur că da. Așa. Și acum, cum gândim aici? Scriem 589 ori 70, hai să scriem așa, 589 ori 7 ori 10, hai să zic, ori 10, că 70 asta înseamnă, ori 10, da, plus mai departe, plus mai 589 ori, 89 ori, cât? Plus 589 ori, ori 3, ori 3. Și e cam mai departe. Iată-mă pe mine acum, am pus în situația de a scrie dedesubt, că nu mai prea un cap așa bun, nu? Și de ce spun acum? Acum e egal. Tu mai ai încă spațiu? Mai ai încă spațiu. Te voi duce. Egal. Egal. Așa. Cum? 589 ori 10. 589 ori 10. 5890. Deci egal cu 5890 pe 10 l-am înglobat aici, da, și mai rămas cu 7, nu?
7 plus, ca să nu scriu de 7 ori. Refuz să scriu 5.890 plus 5.880 plus 5.870 plus 5.870 de 7 ori. Deci mai concentrat așa, mai ușor. Da. Plus, mai departe. Plus, mai departe. 589 plus 589 de 3 ori. Dar deoparte pentru asta, putem să încercăm deoparte concentrat. Da. Viteză maximă. 589 ori 3. Ori 3. Păi și-am ori 3 deodată, să zicem. 3 ori 9. 27, 7 și 2 reținem. Da. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. Și cu 2. 24 cu 2, 26, 6. Și 2. Și 2. Da. 3 ori 5, 15. Și cu 2, 17. 17. 1000. Și a apărut 1000, citește tu. 1767. Este bine, 1767. Așa este. Cine a fost? Egal? Nu, aici trebuie să spun. Ai greșit de desubt pe gata. Plus 1767. Și ca acum acum. Scrie egal de desubt în spațiu. Bine. Și acum să facem ori 7. Cum propui să facem ori 7 aici? Cum am făcut aici ori 3, să facem cu asta ori 7. Adică să luăm de desubt și să facem înmulțirea asta cu 7. Gata. Da? Hai să zicem. Spunem așa. 5.000, vorbește-ți. 5.890 ori 7 de desubt ori 7 0.77 da. 7 ori 9 0.7? Nu, 0 0, așa mulți cu 0 de 0 așa și 7 ori 9 7 ori 9, 53 3 53, 3 și 5 reținem. Nu, 6. 63. Dar dovedește, de unde să știu că e bulbuit aici? 63. Dovedește, hai să muncim de par. Deci, 7 ori 9 este egal cu 7 ori. Gândește tu unde se compune de pentru 9. În paranteză. Pe 9, cum se scrie? 3 plus 6. Merge și 3 plus 6, dar eu zic altă variantă. 1 plus 8. 1 plus 8. Bună 6, dar mult mai deșteaptă. 9 din 5 s-a apropiat foarte mult. De 10. 10 minus 1. Da. Deci, 10. Ce? Minus 1. Minus 1. Și acum 7 ori 10 face. 10 minus 7 1. 7 ori 10. 7 ori 10. 70. Da. Minus. 7 ori 1. Minus. 7. 1, 7. 7. Și 70 minus 7? Egal cu 63. Deci egal cu 63. Deci rezultatul corect, 63. Vezi? Am făcut foarte rapid calculul ăsta. Acum 63 plus... Acum suntem mai 7 ori 63, 3. 63 și cu 6. Nu. 63, 3 scriem și 6 reținem. Da. Da. 7 ori 8. 7 ori 8, 56. Așa. Și cu 6. Da. 62. Da, 2. 2. Și 6, te-am spus să fie 6. 6. Și 7 ori 5. Așa. 35. Și cu 6, da. 41. 41. Iată, vom scrie că avem 41.230, vorbește tu. 41.230. 230 plus 1767 și este egal cu 70 cu 0. 70 cu 0, 7. Da. 30 cu 6, 9. Corect. 12 cu 7, tot 9. 12 cu 7, tot 9. 1 și cu 1, 2. Da. Și cu 4. Rămâne 4.
42.997. Asta pare să fie rezultatul. 42.997. Hai să facem și cu viteză maximă, adică 55.589 ori 73. 3 ori 9, 27, 7 și 2 reținem. Da. 3 ori 8, 20, aștept. 24 și cu, și cu 2, 26, 6, 6 și 2, da. 3 ori 5, 3 ori 5, 15 și cu 2, 17. Așa. Îmi dați primul? Da. Prima răspunde. Da. Da? Mai departe. Cu 7 acum. Scriem 0 sub 7. Așa. Să nu uităm. Da. 7 ori 9, 53. 53, 35. Nu, 63. Păi ce faci, mă? 63. Deci 6. Văd că am muncit acolo, ai pus acolo. Așa. 6. Iar 7 ori 8, 56. Și cu 6. 56 și cu 6. 62. 62, 2 și 6. 2, 6. Da. Iar 7 ori 5. 7 ori 5. 35. Și cu 35 6. Cu 6, 41. 41. Vedea ca primul? Da. Este linia asta, la mulțirea cu 7. Da, 7. Și aici da. 9, 9, 2, 4. 42.997. Deci 7, 2, 7, 4, 9, 9, 9, 2, 2, 4. Este acea rezultat. 42.997. Este extraordinar. Deci ce te-am învățat eu aici, te ajută și aici ca și un control. Da? În loc să scriu ăsta de câte ori, de 7 ori. De 7 ori, mai bine fac cu viteză maximă. Maximă la o mulțire cu 7. Da. Așa. Și ai o primă linie. Ai linia asta care trebuie să-ți corespundă când faci direct. Adică trebuie să-ți dea corect. Sigur că da. Și când faci cu 3, când ai faci cu 3, o ai deja făcută. Da. 1767. Și aici trebuie să-ți dea corect. Sigur că da. De ce o faci tu încă o dată? Ca să ai și aici control. Deci am băgat controle mai multe acum. Un control și la linia asta și la linia asta. Deci este foarte, foarte tare. În final, spunem așa. Că exercițiile acestea făcute prin două metode, prin două variante, îți oferă o șansă în plus pentru a ști dacă ai făcut corect sau nu exercițiul. Așa că să-i spunem tuturor prietenilor noștri că dacă vor să învețe tabla mulțirii corect și operațiile de adunare și de scădere tot, să facă așa. Așa să facă că atunci au o șansă foarte mare. Deci o șansă nemaipomenită dacă vor fi respectoși cu această tehnică. Pentru asta... Mai am o problemă. Ai tu o problemuță, da? Doi copii alergă unul spre celălalt. Primul cu 4 metri pe secundă. Așa. Iar al doilea cu 6 metri într-o secundă. Așa. Ei se întâlnesc după 10 secunde. Care a fost distanța de dintre ei la început? Băi, trebuie să ne gândim foarte atent. Adică ne gândim așa. O să gândim în felul următor. Adică facem cu fier într-un fel. Da. Exact, așa. Asta e distanța. Deci distanța între doi o reprezentăm printr-un segment. Ăsta se află în punctul A și ăsta se află în punctul B. Adică A o pleacă spre B și B o pleacă spre A. Dar ei merg cu viteze diferite. Da? Deci, unul face într-o singură secundă câți metri? Adică într-un fel se întâlnesc la mijloc. Nu știu dacă e mijloc, poate depinde cu care aleargă mai mult. Dacă ăsta aleargă mai mult, mai cu viteza mai mare, unde s-o întâlnesc? Mai aproape de cine? Păi A merge cu 4 metri pe secundă, iar B... Cu 4 metri pe secundă, iar B merge cu... Cu 6 metri pe secundă. Care aleargă mai mult? Care aleargă cu viteză mai mare? 6 metri. 6 metri pe secundă. Deci într-o secundă asta faci și doar 4 metri
Și ăsta la tu face câți metri? Da? Deci ăsta face 4 și ăsta face 6 metri. Iar mai face la 4, ăsta iar face încă 6, iar 4, iar 6. Se întâlnesc la mijloc? Ce părere ai? Mai aproape? Nu la mijloc. Mai aproape de cine să adică B, adică trebuie să tragem o linie la mijloc. Și dacă tragem la mijloc, ce zici? B-ul depășește mijlocul. Da, depășește mijlocul cu 2. Două la fiecare, 2 metri la fiecare secundă. La fiecare secundă 2 metri. Da. Deci 2 metri la fiecare adică secundă. Adică trebuie să împărțim linia de acolo în 2. În 2? De da. Ce? Pentru că el alergă cu 2. Cu 2 metri în plus. 2 metri în plus. Adică dacă ar fi mers și el cu 4, dacă și el mergea cu 4, unde s-ar fi întâlnit în mod categoric? Păi amândoi la 4. Dacă ar fi fost amândoi cu 4? Păi la mijloc. Neapărat la mijloc. Dar fiindcă ăsta merge mai repede, unde se va întâlni? Din coace din mijloc sau în partea asta? Din coace. Deci spre A sau spre B? Spre A. Spre A, că ăsta vine mai tare, nu? A, vine cu viteză. Mai mare, mai mare și atunci pe aici undeva se întâlnesc. Deci pe aici undeva se întâlnesc. Nu știu eu unde, dar cert este că, datorită faptul că are viteză mai mare, aici se va întâlni. Cum propui tu să face problema asta? Cât aleargă, ei unul spre altul? Câte secunde? Păi 10. 10 secunde. În 10 secunde cât face oarele asta? Dacă într-o singură secundă facem... Păi 8 metri. În 2 secunde face 8 metri. Da, în 2 secunde face 8 metri. Da. La cât distanță e de... Păi 4 ori 9. Da. De ce 4 ori 9? Sau 4 ori 10? 4 ori 10, că 10 secunde are. 40. Deci ăsta face în 10 secunde. În 10 secunde ar să ajungă aici. Da? Deci ăsta e distanța primului. Și îți spun dedesubt 4 ori 10 egal cu 40 metri. Da? 4 ori 10 fac 40 metri. Dar celălalt. Dar B-ul, ce va face B-ul? B-ul va face 60. Așa, că face 6 pe o singură secundă. Deci B-ul, pe partea asta la altă, va face 6 ori 10, că tot 10 secunde, și fac 60 de metri. Da? 60 de metri. În total, care este distanța? 100! 100! Și la mijloc înseamnă că e 50! Dacă ar fi fost amândoi cu aceeași viteză, dar datorită faptul că ăsta este mai rapid... Adică la mijloc este 50! 50 ar fi. Într-un fel... Acolo... 3, 40, 2... Și mai facem segmentul acela, rămâne pe 20. Da, dar nu ne frământă să... facem această ruptură. Da. Important este că în momentul de față am înțeles bine problema. Că dacă ăsta, prima întrebare care mi-a pus-o, unde se vor întâlni? Mai aproape de A sau mai aproape de B? Răspunsul corect a fost mai aproape de A. Ai zis foarte bine. De asta B-ul are viteză mai mare. Da. Pe urmă, ne-am întrebat dacă într-o singură secundă face 4 metri, încă o secundă 4 metri, încă o secundă, ar trebui să mulțim pe 4 ori 10. Da? 4 ori 10 și ne-a dat 40 de metri. La fel de coace, fiind 6, 6 ori 10, 60 de metri. Da. În total, ai zis 100 de metri. 100 de metri. Da. Zicem rezolvare. Rezolvare. 2 puncte. Au 2 puncte parcurge 4 ori 10 egal cu 40 metri. B-ul face 6 ori 10 și egal cu 60 metri. Deci 40 metri și respectiv 60 metri. Și total, distanța AB, de desubtă spune, AB, două puncte, va fi egală cu, așa cum ai spus tu mai devreme, egal cu 40
plus 60. Scriem chestia asta. 40 plus 60 și egal cu 100, 100 de metri. Deci distanța dintre cei doi e de 100 de metri. Așa, se pune o liniuță de metru. Așa. Am scris și aici. Bun. Acum, vreau să spun așa. Ai mai putea să dai o soluție la problema asta, inventiv fiind, o soluție care să găsească distanța foarte bine. În loc să spunem că aleargă cei doi, unul spre altul, unul cu 4 metri și altul cu 6 metri, e de parcă parcurge unul singur, pleacă din A până în B, cu ce viteză? 40. Nu? Da. Viteza a fost 4 metri și celălalt 6 metri. Da. Deci în loc să spunem că merg unul spre altul... Adică A merge cu 40 la oră. Nu, nu e 40 la oră, numai 4 metri. 40 înseamnă metri. Cât i-o parcurs el. Dar mergând cu viteza de 4 metri pe secundă. Da. Eu întrebam așa. În loc să spunem că cei doi se află, unul în A și altul în B, unul cu 4 metri și altul cu 6 metri, care merg unul spre altul, da. Eu întrebam ce părere ai tu de formularea problemei într-un alt limbaj. Adică altfel, în loc să spun că sunt doi, să fie numai unul și cu ce viteză să meargă ca să se întâmple să găsim distanța asta. Tot în 10 secunde. Adică să dea la fel? Să dea la fel, da. Deci să ne închipuim în loc de cei doi care merg unul spre altul, parcă ar fi unul singur, care pleacă din A și merge cu viteza, cu ce viteză să-i spunem noi? Cu 5. Nu, cu 4 și cu 6. Adică să adunăm cele două viteze. Adică am face... 4 plus 6 metri pe secundă și egal cu 10 metri pe secundă. Da? Și dacă are 10 metri pe secundă și merge câte secunde? Că preferă cele V. Da, viteza. Viteza, da. Da? Deci viteza egal cu 4 plus 6. Da? 4 plus 6. Dacă am fi avut un singur alergător cu 10 metri pe secundă și merge timp de câte? Timpul egal cu 10 secunde, atunci care ar fi fost distanța B? Cât ar fi parcurs el? Cât ar fi parcurs el? Ar fi parcurs? Dacă într-o secundă face 10 metri. Încă o secundă, 10 metri. În cele 10 secunde, cât ar fi fost? În cele 10 secunde. Păi în 10 secunde, 100. 100! Deci ar fi fost 10 ori 10 și ar fi fost 100 de metri. Iată același rezultat. Îl obținem. Dacă ne închipui că în loc de cei doi care alergau cu viteze diferite, ne gândim că unul singur ar fi care are cu viteza suma celor două viteze. Și atunci... Păi celălalt are 120. De ce are 120? Pentru că e cu 2 metri mai mult. Dar nu confundăm suta din metri ca distanță și cu viteza. Viteza măsoară modul în care te deplasezi într-un anumit timp. Adică de timp. A... Ar merge 100? Nu. Au, dacă merge cu viteza asta de 10 metri pe secundă, da, până la punctul B, parcurge 100 de metri, dar nu cu 100 de metri pe secundă. Deci una este viteza și alta este distanța care parcurge. Viteza este cât faci într-un anumit da, timp, iar spațiul sau lungimea aceea este distanța care o aflăm noi și am gândit așa, dacă într-o secundă face 4 metri, în cealaltă